Bună ziua, dragii mei, astăzi, 3 aprilie 2018, eu, Maestrul Bunătății din România, Munci Slobozia, județul Ialomița, doresc la, să, să fiți mai bune și mai buni toate spiritele, toate sufletele, toate duhurile, toate corpurile fizice, toate trupurile fizice, toți oamenii, toate ființele, toate conștiințele, toate energiile, toate plantele, toate animalele, toate reptilele, toate păsările, Dumnezeu Tată Ceresc, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară Maria, toate, toți serafimii, toți eruvimi. Toți arhangelii, toți îngerii, toți ghizi spirituali, cel rău și cel, cei care execută ordinele sale, vă doresc să fiți cât mai buni. Toate, toate stelele, toți norii, toate constelațiile, to, toate planetele, toate sisteme solare, toate galaxiile, toate universurile, toate cosmosurile și întregul macrocosmos. Vă, să, vă doresc eu, maestru bunătăți, să fiți din ce în ce mai buni. Eu, Bogdan Viorel, maestru bunătății, doresc să fiți mai buni toate spiritele, toate sufletele, toate duhurile, toate corpurile fizice, toate trupurile fizice, toți oamenii, toate conștiințele, toate ființele, toate energiile, atât ființele pământene cât și ființele extraterestre, să fiți mai buni, toate plantele, toate animalele, toate reptilele, toate păsările, toate energiile, Dumnezeu Tată Ceresc, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară Maria, toate, uh, toți serafimii, toți eruvimii, toate puterile, toți arhanghelii, toți îngerii, toți ghizii spirituali, toate stelele, toate, toate, constelațiile, toate planetele, toate zodiile, toate sisteme solare, toate galaxiile, toate universurile, toate cosmosurile și întregul macrocosmos. Macro și tot ce există în macrocosmos să vă doresc să fiți din ce în ce mai buni. Eu, Bogdan Viorel, maestrul bunătății, doresc să fiți din ce, mai, din ce în ce mai buni lui Dumnezeu Tată Ceresc, lui Iisus Hristos Fiul, lui Sfântul Duc, lui Sfânta Fecioară Maria, la cer rău, la cei care se subordonează celui rău, la toți serafimii, la toți eruvimii, la toți arhanghelii, la toți îngerii, la toți ghidii spirituali, la toți reptilienii, la toate spiritele, la toate sufletele, la toate duhurile, la toate corpurile fice, la toate trupurile fice, la toți oamenii, la toate ființele pământene și extraterestre, la toate conștiințele, la toate energiile, la toate plantele, la toate animalele, la toate păsările, la toate reptilele, vă doresc să fiți din ce în ce mai buni și să fie o lume mai bună, atât văzută cât și nevăzută, macrocosm, în univers și macrocosmos. Merkaba, 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 înseamnă trăimea sfântă, spirit, suflet, corp fizic om. Ram, 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 ram. Aceasta este o mantră ce corespunde la ceea ce vorbesc eu acum, la bunătate. Ram, 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 ram. Ram. Aum, <coughs> aum, 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 aum. Este o mantră ce reprezintă treimea sfântă, Tatăl Ceresc, Iisus Hristos Fiul și Sfântul Duh și Sfânta Fecioară Maria. Spirit, suflet, corp fizic, om. Dragii mei, în continuare am să vă spun Că atunci când dumneavoastră vă rugați în, în locuința dumneavoastră, în dormitorul dumneavoastră, în bucătăria dumneavoastră, atunci când mergeți în biserică și vă rugați sau în uh, alt lăcaș sfânt, în catedrale, în mănăstiri și se roagă și preoții, vreau să spun că acele cuvinte rămân atât în locuința dumneavoastră cât și în lăcașele de cult. Nu merg la Dumnezeu, ca să fie clar. Deci, cuvântul este un sunet. Sunetul nu poate pătrunde pereții, ca să știți. Sunetul se propagă în aer. Deci, cine vă spune altceva, nu vă spune adevărul. Eu de, de aceea sunt aici, să vă explic, atât prin legile fizicii, cât, cât și prin legea vibrației, cuvântului, care este un sunet. și în legătură cu oasele la care dumneavoastră mergeți și le pupați, vreau să vă spun un singur lucru. Acele oase nu sunt sfinte, chiar dacă să zicem că aparținut ființilor, deoarece atunci când un om care este declarat sfânt moare, corpul eteric al lui stă 40 de zile. În acele 40 de zile, dacă dumneavoastră mergeți la mormântul persoanei respective, el fiind un om pozitiv, vă cărcați cu din aura lui energetică pozitivă. Acest lucru vă pot... puteți lua sentimente pozitive de la el, puteți lua uh, emoții pozitive de la el. Vă încărcați cu ce este bun de la el. Dar timp de 40 de zile. În rest cine vă spune, nu vă spune adevărul. Eu sunt aici să vă spun adevărul că sunt maestru al adevărului. Și nu vă cer bani pentru acest lucru, pentru a vă da informații concrete. Nu vă mai lăsați manipulați mental. Lăsați copiii dumneavoastră să aleagă calea credinței. Ce pe cine să urmeze? Pe mine, biserica catolică, biserica ortodoxă, biserica budistă, deci nu le îngrădiți drepturile copiilor dumneavoastră. Lăsați-i să aleagă. Eu nu am până acum biserică, dar dacă va dori oamenii, va fi biserica păcii și luminării, ca să știți. Și statuia se va numi Statuia Păcii și Luminării. Dacă doriți acest lucru, veniți în ajutorul meu. Aum, 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 aum. Am făcut uh, am făcut o postare în care am apărut pe Facebook, am arătat cum se face crucea în cinci colțuri, poziția unde a fost bradul de Crăciun montat de primăria Slobozia Ialomița. Chiar acolo, în, centru centrul pieței Revoluției. Totul depinde de oficialitățile locale și județene. Ca acest proiect, care se află la primăria Slobozia Ialomița, privind statuia cu tipul meu Bogdan Viorel, să fie pus în aplicare după trei ani de zile. Aum, 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 aum.